să nu-mi dați în cap cu chestiile astea, pentru că doar vreau să vă ajut ca să înțelegeți niște lucruri care nu se prea vorbește despre ele. În textele islamice, în Sahih al Bukhari, cartea 55 din Hadith, spune un următorul lucru, că Adam a fost creat și că s-a făcut sau a fost creat la o înălțime de 60 de cubits sau cubit, uh, 60 de cubit în metri traduși sunt 27 de metri. Deci conform textelor islamice, Adam avea, primul om cum ar veni, avea o înălțime de 27 de metri și era perfect. Cu alte cuvinte, lucrurile, oamenii nu vor să studieze și textele care nu țin de creștinism. Deci trebuie să studieze o ființă mai adevărată. Studiază creștinism, budism, islamism, hinduism, păgânism, apocrifă și absolut tot masonerie, absolut tot, pentru că așa doar poți să înțelegi uh, fragmentele de adevărul. Pe lângă asta, Adam și cei care au venit după ei, toți au trăit foarte mulți ani. Știm foarte bine că anii erau la fel, aveau 12-13 luni, că este după funcție, după mișcarea lunii și a soarelui. Noe a trăit 950 de ani, Metuselah 969 de ani, Adam a trăit parcă 930 de ani, toți au trăit foarte multă viață. În cartea Esdras, care este altă carte apocrifă și oamenii nu prea citesc cărțile apocrife pentru că și așa sunt în engleză și sunt dificil de uh, citite, în capitolele respective Scriu următorul lucru, rezumatul ar fi următorul, că oamenii când se înmulțesc, când fac sex și rămân însărcinate femeile, indiferent de înălțimea femeilor, în tinerețe, cei care se nasc au o înălțime mai mare și atunci când se nasc din uh, părinți care sunt mai bătrâni au o înălțime mai mică. Asta și la fel scrie în Ezra, tot în Ezra, că oamenii dinainte noastră erau mult mai mari și mai înalți, cu alte cuvinte erau uriași, uriași deci cu alte cuvinte, Adam și ăștia care noi îi cunoaștem ca și patriarhii sau cum vrei să le spui tu, primii oameni, cum spune creștinismul, erau de fapt uriași, creați perfect, deci erau la fel ca și noi, cum ar venit, dar erau mult mai, 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 mai fain, mai frumoși, mai înalți, etc. Erau oameni înalți. De aceea și copacii care avem în lume, care au rămas, care au fost tăiați și au fost tăiați din cauza ca să nu se poată salva uriașii, au fost uriași. Copia, copacii și insectele și animalele, acestea Pentru că erau o, o rasă de oameni mare. Foarte mult se scrie online și în academia, și în știință despre de ce femeile au un ceas biologic, adică sunt fertile între 17 și 35 de ani, pentru că viața noastră a fost redusă, cum scrie în de către, chiar și în texte, că omul nu va trăi pentru totdeauna și că s-a redus viața după resetarea potopului la 120 de ani, dar de fapt aceea s-a redus și mai mult, până la 75-80 de ani. Dacă ne uităm la ce a fost înainte de, de potop, antediluvian, cum este spus, se trăia de 10 ori mai mult, și cea normal, la 750 de ani sau mai mult, femeile erau fertile între 17 și 350 de ani și erau tinere în continuare toată perioada respectivă. Deci se reproduceau foarte mult Evident, a fost și uh, ăștia care au coborât, care sunt numiți fiii, tradus greșit, fiii lui Dumnezeu, s-au reprodus sexual, fizic și au făcut și manipulare genetică cu tehnologie. Din cauza asta s-a corupt pământul și păcatul de fapt a fost corupția ADN-ului. Asta a fost corupția mare. Din cauza asta a fost adusă resetarea cu potopul, care de fapt potopul n-a fost doar ploaie. A fost ridicarea nivelului apelor din adâncuri și a oceanelor care au inundat continentele așa cum sunt cunoscute pe hărțile, care arată mai multe continente de fapt decât ceea ce este lumea în care o cunoaștem noi, da, este o informație cam prea vastă. Rezumatul este că toate speciile dinainte noastră, atât oamenii cât și copacii, care de fapt îi avem ca și rezultat, că au fost tăiați și au fost distruși, ca să nu se salveze uriașii, și tot ce a fost înainte noastră erau foarte mari, erau uriași, erau uh, o rasă de oameni și o rasă vegetală și o rasă animală uriași, de aceea și... Primele filme care au fost făcute când a fost făcută cinematografia în secolul XX era acea fascinație cu oamenii care se pierd în, în lumii în care tot este uriaș. Nu? Și evident că pot să fie continente care sunt necunoscute, care sunt ascunse pentru noi, încă în continuare să existe uriaș după cum este scris, a fost resetarea aceea mare din cauza că s-a corupt ADN-ul. ADN-ul s-a corupt din două motive, din reproducție sexuală, deci, deci ca, ca atare, între cei care au coborât și ăștia care au aici, care ADN-ul, era, era, posibil să fie amestecat, și reproducție asistată prin mașini, prin tehnologie, prin manipulare genetică, cum de fapt se face în ziua de astăzi. Care, acum, deci, noi în sfârșit ajungem și noi... Um, suntem aproape de o resetare când omul va atinge din nou uh, ceea ce este păcatul extrem, care de fapt nu există păcat normal în lume. Păcatul este când tu te joci cu ADN-ul. este păcatul maxim pentru care au fost tăiați, cop tăiați copacii uriași, cum este scris în prima traducere a lui Enoch, de către Lawrence, în 1821, din uh, scrisele din, uh, din cartea etiopiană. De deci a fost modificat tot ca să nu mai înțelegem nimic au fost dat ordin îngerilor, care de fapt habar nu înțelegem ceea ce sunt îngerii, ca să taie copacii înalți. De ce? Pentru că apele care au venit din abis, care au, au, urcat nivelul apelor, nu puteau să acopere copacii întru totul, pentru că erau foarte înalți, atunci în i-au tăiat și toată lumea a murit în necată. Erau foarte mari abominații în lumea asta, erau monștri, erau uriași urâți, pe lângă cei care erau frumoși și s-au produs tot felul de manipulare genetică, de aceea sunt legendele cum că e jumătate om, jumătate animal, jumătate pește, jumătate altceva cu față de animal sau de insectă, sau mai parte. A fost abominația absolută din cauza modificării genetice și din cauza corupției ADN-ului, care este posibilă dacă ai știința și tehnologia adecvată. Cum am spus, dacă vrei să afli adevărurile adevărate, trebuie să studiezi creștinismul, islamul, budismul, hinduismul, masoneria, păgânismul, apocrifele și absolut tot ce poți pentru că din defericire pentru noi oamenii nu nu prea vor să își deschide mintea decât la ceea ce le place să asculte, la ceea ce te gâdile la ureche în pozitiv pentru că dacă te gâdile negativ oamenii dintr-o dată nu vor să accepte alte scriere, alte texte și să își deschidă mintea la alte lucruri și cam eu sunt cam printre singurii care fac chestia asta în care vorbim despre absolut tot și cam asta este, deci să țineți minte că oamenii dinaintea noastră erau foarte frumoși, foarte bine pregătiți și erau foarte uriași. Deci Adam, conform textelor islamice, 27 de metri înălțime. Așa că resetarea mare care a fost potopul și după aceea au fost alte resetări mai mici și ultima resetare care a fost în 1800, când au fost produși tot așa în, în mod genetic foarte multe persoane din fabricile genetice care după aceea au fost distruse, că ce s-a atins un număr de populație la nivel mondial, care să, uh, care să intre în orașele abandonate din America, din Canada, din Rusia, din Australia, etc. Și cam asta este. Multe lucruri fascinante. Ne vedem în următorul video.